Bye. Salut! Ești nouă, dacă nu greșesc? Aha. Deci, ai fost exclusă din 3 școli. De fapt, din 4. Farse profesorilor, deteriorarea proprietății școlii, huliganism. Care din aceste infracțiuni ale tale e cea mai gravă? Odată am lovit mingea de volei cu piciorul. Ce coșmar! Și încă, odată am intrat în cantină și am mușcat din toate chiflele. Păi, tu ești indisciplinată! În plus, am amestecat toate numerele din vestiar. Da, cu astfel de huligani noi încă nu am avut de-a face. Din această școală, sigur voi fi exclusă. Eu nu cred. Cred că nu ți-au zis că școala noastră nu e una obișnuită. Școală ca școală, nimic deosebit. Aici nimănui nu-i va fi milă de tine. Cunoștință, acesta e gardianul nostru. El are grijă de disciplina în școala noastră. La școală nu se permite așa ceva. Aceasta e o școală deosebită, pentru adolescenții cu probleme de comportament. Aici noi decidem ce e voie și ce nu e voie. Păi, cum te numești? Sofia? Da, Sofia. Bine, Sofia, eu sunt directorul Răulina. Eu conduc această școală. Îți recomand să memorezi numele meu. O să încerc. Clar. Deci, tu vei învăța în clasa 27. Dar eu trebuie să învăț în clasa 5-a. Îți repet încă o dată, școala noastră e una deosebită. Hei, condu fata la lecție! Eu pot ajunge singură. Nu, tu singură, nu mergi nicăieri. Bine. Bancă. Aici e dezordine. Bine, bine, merge și asta. Ce școală groaznică. Se pare că avem o colegă nouă. Să facem cunoștință cu ea. Salut. Ce ai pățit? N-o să mă atacați? Nu, de ce să o facem? Elevii noi sunt întotdeauna atacați. La școala noastră e interzis să ne batem. Noi nu ne ocupăm cu astfel de lucruri. La toate școlile e interzis. Da, dar la această școală, pentru astfel de lucruri, suntem pedepsiți. Cât de tare! 2 săptămâni în urmă, 2 colegi de ai noștri s-au bătut. Unul din ei, profa, l-a închis în subsol, dar al doilea a fost înlănțuit în curtea școlii. Aspru. Deci, propun să ne ținem împreună. Eu mă numesc Sara. Eu mă numesc Ina. Eu sunt Sofia. Tu tot ai fost alungată dintr-o mulțime de școli. Da, de aceea am fost trimisă aici. Sunetul! Stați cu minții în bănci! Vine profa! E directoare și profă, concomitent. Nasol. Da, ea ne predă lecții.
Dublă sol. Întireți gurile, de altfel veți deveni hrană pentru crocodili. În școală sunt crocodili? Da, în clasa de biologie este un bazin mare cu crocodili. Liniște. Să începem cu verificarea temelor pentru acasă. Mm-hmm. Răspunsul e corect. Yes! Dar ai ratat o parte a sarcinii. De aceea vei rămâne după lecții. Și vei spăla podeaua cu această periuță. În toată clasa? Nu, în toată școala. Sara, unde e caietul tău? Eu n-am caiet. Când eu l-am mâncat? Știi ce înseamnă asta? Că voi fi pedepsită? Da. Vei tunde gazonul în curtea școlii. Cu această foarfecă? Da. Sunt careva probleme? Arată temele. Eu sunt nouă. Temele trebuie să le facă toți. Nu știam despre teme. Acesta nu e motiv. Oare ce pedeapsă să-ți dau? Doamna Răulina, ea e nouă. Aveți milă de ea. Da, de data asta te iert. O să-ți spun doar un doi în catalog. Da, profă e monstru. Ce ai zis? Nimic. Deci, notați tema lecției. Clasificarea elementelor chimice. La școala noastră e interzis să folosești telefonul. Doar la lecție? Nu, peste tot, Demil. Nu! De, sau va fi mai rău. Mai bine să-l dai. Ea nu glumește. O să-l întoarceți la pauză? Nu. Ia-ți rămas bun de la el. Mai mult n-o să-l vezi. E furt! Acestea sunt regulile școlii. Eu n-o să ascult. Gardianule! Bine, o să ascult. E monstru. Noi știm. Ea nu are voie să obișnuiască copiii. Pentru asta trebuie să meargă la închisoare. Ea nu obișnuiește. Astea le îndeplinește gardianul. Ea o folosește pentru a nu-și păta mâinile. Priviți-l vine. Ce e asta? Mâncare pentru câini? Dacă ar fi... Da, câinii la școală sunt hrăniți mai bine ca noi. La școală sunt câini? Câini de pază. Pentru a apăra școala de jaf. Aha, au grijă ca elevii să nu fugă. Coșmar! Sunt convinsă, directoarea mănâncă ceva gustos. Da, bucătarul gătește pentru ea cu totul alte bucate. Merg la ea în cabinet. Pentru ce? Să iau mâncare gustoasă și să-mi întorc telefonul. Stai, e periculos!
celor din cabinetul de biologie trebuie să le schimbăm bazinul pe unul mai mare. Intră! Sigur! Da. Da, sunt convinsă că e așa! Sigur, da! Da, sunați-mă îndată ce vor aduce cuști noi! Și nu uitați de zgârzile electrice! Nu sunt pentru crocodili! Zgârzile sunt pentru elevi, sigur! Da, aștept cu nerăbdare sunetul vostru! Bine, la revedere! La revedere! Hei! Unde e prânzul meu? Asta e mâncarea directoarei? Da, am luat-o chiar de pe masa ei. Nu pot să cred. Și mi-am întors telefonul. Super! Eu 100 de ani n-am văzut telefon mobil. Și voi ați rămas fără telefoane? Da, profa mi-a aruncat telefonul în apă. Dar al meu sub roțile mașinii. Coșmar! De ce nu vă plângeți? Aceasta e o școală de corecție, dar noi suntem adolescenți dificili. Pe noi nimeni nu ne ascultă. Voi nu semănați cu elevi dificili, mai mult semănați cu... tocilari? Nu asta am vrut să zic. Dar la asta te-ai gândit? Dacă e sincer, da. Sunteți niște tocilari dintr-o școală obișnuită. Așa și este, suntem tocilare. Am ajuns aici întâmplător. Povestiți, cum ați ajuns? Niște băieți au stricat geamul școlii și au fugit. Dar noi treceam pe lângă. Paznicul a ieșit și a crezut că noi am făcut-o. Ne-au prins și ne-au adus la școală de corecție. Deci, sunteți fete bune la școală rea. Da, de asta am reușit să supraviețuim aici. Noi suntem cu minți. Cei neascultători nu rezistă mult aici. Eu nu am de gând să ascult profa. Cum adică? Eu voi evada din școala aceasta. Și vă povesti tot ce face monstrul acesta de director. De una singură nu te descurci. Nici nu am de gând. Voi o să mă ajutați. Nu, nici nu te uita la noi. Nu vom risca cu viețile noastre. Vreți până la absolvire să suportați umilința? Nu, avem de învățat tocmai 6 ani. Credeți că în 6 ani directoarea n-o să vă trimită la crocodil? Ina, Sofia are dreptate, nu mai putem răbda. Ok, ce propui? În primul rând, trebuie să scăpăm de gardean. De ăsta ne temem. El e puternic. Liniștiți-vă. El are un baston, dar noi n-avem nimic. În schimb, noi suntem 3, dar el e 1. Nu știu. Haideți, trebuie să luptăm pentru libertate. Bine, suntem de acord. Ce trebuie să facem? Salut! Am nevoie de ajutorul tău. Ce s-a întâmplat? O pisică a intrat în școală și s-a ascuns sub masă. Alungă? Nu, eu nu pot. Eu am alergie de la pisici. Atunci, rămâi în locul meu. Nu! Dacă directoarea va afla, se va supăra rău. Bine, arată unde e pisica. E acolo! Unde? E aici, aici! Nu văd nimic! Stați! Dar asta nu e pisică! Lăsați-mă! Lăsați-mă! E puternic! Da, dar noi suntem multe, deci eu nu avea șanse! Ce vreți de la mine? Lăsați-mă! Inițial să vedem cine se ascunde sub mască. Alex? Îl cunoașteți?
E colegul nostru. Ții minte, ți-am povestit că la noi doi băieți s-au bătut. Unul a fost închis în subsol și altul înlănțuit. Ăsta e cel din subsol. Alex, de ce o ajuns pe directoare? Ea a venit cu o propunere și eu am acceptat. Ce propunere? Ea mă va elibera dacă eu voi fi gardianul vostru. Deci, ești trădător? Nu am avut de ales. Subsolul e rece și întunecos. Ai stat acolo 2 săptămâni? Dar, Teme, ai avut de făcut. Mă puneau să scriu și să citesc pe întuneric. Asta e imposibil. Directoarea chiar este un monstru adevărat. Și șobolani erau acolo. Nu e de mirare că ai acceptat să fii gardian. Poți face parte din echipa noastră. Aveți o gașcă specială? Da, noi vrem să ne revoltăm și să fugim de la școală. Și să povestim la toți ce coșmaruri se petrec la această școală. De ce râzi? Nu veți reuși să fugiți. De ce? Școala e plină de gardieni și de camere de supraveghere. Școala se supraveghează din cabinetul directoarei, corect? Noi trebuie să ajungem în cabinetul ei și să deconectăm tot. Și tu ne vei ajuta. Tu ajungi directoarea, deci tu ai acces la cabinetul ei. Ok, sunt cu voi, dar am nevoie de ceva. Vrei să ne propui ceva? Ce vrei? Profa mi-a ascuns agenda, trebuie să o căutați. E agenda personală cu secrete? Nu, e agenda cu note. Ți-a luat agenda și nu ți-o întoarce? Dacă fug, ea îmi va pune 2 la toate disciplinele. Da, și o să spună părinților. Bine, vom căuta agenda, dar tu ne ajuți să fugim. Sunt de acord, nu mai dezlegați-mă. Dar până când, continuă să te prefaci că ești gardian. Sunetul! E timpul să mergem la ore. Numai comportați-vă ca de obicei, ca nimeni să nu-și dea seama că noi am planificat ceva. Elevi, atenție! Lecția de chimie. Gardianule, adă cele necesare. Încă o lecție de chimie, după orar avem engleza. Eu am zis, chimia! Of, 2 chimii la rând. Sarcina voastră e să pregătiți un medicament conform acestei rețete. Conform rețetei, e ceva periculos. Nu trebuie să știți asta. Ce medicament e acesta? Sarcina voastră e să faceți, dar nu să ghiciți ce e asta. Dacă asta amestecăm cu asta... De ce nu am reușit? Cred că am reușit. Cum? Acolo doar e exces de dioxid de carbon. Insuficiență de magniu. Nu știu, eu deloc nu mă pricep în chimie. Asta da! Codașa a făcut ce nu au putut face
deget ocelarele. Pentru cine e medicamentul? Nu e de mintea voastră. Trebuie să plec. Dar lecția, putem pleca? Nu! Deschideți manualele și citiți paragraful 10. Nu-mi plac astea. Ea sigur a pus ceva la cale. Da, acest medicament pare suspicios. Sper directoarea să fie arestată înainte ca să facă vreun rău cuiva. Uitați, fetelor, în curând vom ieși de aici și vom povesti totul poliției. Ce faci acolo? Caut agenda lui Alex, dar voi de ce stați? Nu știu, dar ce să facem? Pândiți profa să nu se întoarcă. Bine! Iată, am găsit-o! Ea se întoarce! Mai repede la locuri! Bravo, Sofia! Pentru azi primești nota 10! Oho, e prima notă de 10 în viața mea! Dar voi, fetelor, câte un 8 pentru străduință! Acum mergeți la recreație! Dar lecția încă nu s-a terminat! Eu vă permit să mergeți! Poate acest medicament i-a tratat nervii și ea a devenit bună? Prima dată o văd pe ea așa bună. Sau ea planifică ceva groaznic. Ai găsit-o? Da, agenda ta e la noi, deci nu-ți fie frică de profă. Mulțumim! Inițial, îndeplinește-ți angajamentul. Bine, o să deconectez alarma și o să las ușa deschisă. Perfect! O să mă luați cu voi? Nu vreau să rămân aici. Bine, o să te așteptăm aici. Cum termin treburile în cabinet, vino la noi. Bine, ne-am înțeles. Sper să se descurce. Apropo, de ce Alex a ajuns la această școală? Deoarece el a ajuns pe furiș în cabinetul directorului, a stricat laptopul, directorul l-a prins și l-a trimis aici. Stop, Tudor, nu crezi că eu nu vă face față? Nu sunt convinsă. Introduceți parola. Poate 1, 2, 3, 4. Nu merge. Poate 3, 6, 9, 1. Nu merge. Așa! Ce avem noi aici? Nu e ceea ce credeți. Gardianul nu trebuie să-și părăsească locul de muncă. Eu nu am părăsit, eu pur și simplu... Nu-mi plac elevii obraznici, dar, din fericire, acum am un medicament. Medicament? Da, eu îți va corecta comportamentul și te va face cu minte. El nu vine, a trecut deja mult timp. Ceva n-a mers? Totul e minunat. Perfect! Deci putem pleca de aici! Prima dată fug de la școală! Eu tot! De ce să fugim? Aici e minunat! Aha, foarte amuzant! Eu nu glumesc!
ești bine? Mă simt perfect. Asta e medicamentul pe care tu l-ai făcut pentru profă. Dar recipientul e gol. Profa ți-a dat. Da, eu ador profa. Nu pot să cred. Deci, iată ce a planificat ea. Când vom povesti ce se petrece aici, școala aceasta va fi închisă. Eu nu o să vă permit. Noi doar ne-am înțeles. Am promis directoarei să vă opresc. Nu te vei descurca cu noi trei. Asta mai vedem noi. Descurcat dacă voi două nu vă speriați. Nu ne-am speriat, dar am inventat un plan. Cum să nu? Nu ne-am bătut niciodată. Iată așa, organizează revoltă cu tocilarele. Așa, așa, ce avem noi aici? Ați vrut să plecați de la ore? Fără voia profesorului. Nu aveți dreptul să ne țineți în școală toată ziua. Aceasta nu e școală, dar închisoare. Aceasta e o școală de corecție. Voi o să trăiți aici până când nu o terminați. Eu voi porunci să consolidăm securitatea. Vom adăuga câini, crocodili, gardieni. Deci, nu o să puteți pleca de aici niciodată. Dar acum, mergeți la pauza mare. Vă aștept la lecție peste 20 de minute. Nu mai avem șanse să fugim. Profa ne va transforma viața în coșmar. Ciudat că cu noi ea nu a folosit medicamentul său. Sofia a pregătit doar un recipient. Deci ne-a mers. Fetelor, nimic nu e pierdut. Noi încă ne putem salva. Despre ce vorbești? Gardienii sunt peste tot. Nu trebuie să fugim de la școală. Noi vom alunga directoarea. Cum? Avem camere de supraveghere în toată școala, corect? Da, și ele înregistrează totul ce se întâmplă prin școală. Exact. Deci, ele înregistrează toate încălcările profei. Da, așa e. Vom descărca înregistrările și le vom trimite la poliție. Și profa va fi concediată. Pentru asta avem nevoie de laptop. În cabinetul de informatică este. Dar e cu parolă și noi nu o știm. Eu o știu. Parola este 3355 88. Perfect! Merg să le descarc. Fii atentă, nimeni nu trebuie să te vadă. Se reține, sper să nu o prindă. Iată! Înregistrările sunt la mine. Perfect, vino. Întoarce! Nu, voi vreți să faceți rău profei mele preferate. Ea nu e profă, ea e un monstru. Ai uitat cum ea te-a obișnuit? Ba nu e adevărat, ea niciodată nu m-a obișnuit. Ai uitat subsolul cu șobolani și notele de 2 din catalog? Cum strigă la tine la toate lecțiile, fără motiv? Nu e adevărat, nu a fost așa ceva. Întoarcem înregistrările. Nu le veți vedea. Super! Și ce să facem acum? Trebuie să-l convingem pe Alex să ne întoarcă înregistrările. Nu vă dați seama, el nu ne crede. O să-l impunem să-și aducă aminte. Eu am pregătit medicamentul, deci o să mai prepar. Eu o să gătesc un medicament care o să-l facă să-și aducă aminte. Tu doar nu știi chimia. Data trecută ți-a ieșit întâmplător. Atunci ajutați-mă.
Ina, cum să pregătim asta? Trebuie să folosim elemente necesare creierului, de exemplu, glucoză și acizi grași. Putem adăuga zinc și fier. La fel, putem adăuga vitaminele grupului B și C. Ce tocelare sunteți! Aceasta îl va ajuta pe Alex să-și aducă aminte tot ce a fost. Trebuie doar să-l impunem să bea. Nu cred că el o să vrea să bea, pur și simplu. Deci, trebuie ceva să inventăm. Am o idee. Să mergem. Ce bine să lucrezi, gardean, în școală. Mănânci când vrei. Poate și tu vrei să lucrezi cu directoarea. Nu, nici într-un caz. Distrageți atenția lui, dar eu o să-i amestec acest medicament în mâncare. Nu cred să mă mai creadă după povestea cu pisica. Trebuie de inventat altceva. Uh-huh. Am o idee. Ia-te telefonul tău. Alo? Unde umbli? Eu te aștept! Cine e? Nu recunoști directorul școlii? Scuzați, nu v-am recunoscut. Ce e cu glasul dumneavoastră? M-am bolnăvit! Scuzați, vin! Am crezut că el o să creadă. De unde are Alex telefon? Ele doar sunt interzise la școală. Gardienii au voie. Doar așa pot primi ordine de la director. Clar. Să adăugăm medicamentul. Ce farse prostești. Din cauza lor m-o certat. Ce s-a întâmplat? Ura! E viu! Fetelor, noi deja am fugit de la școală? Da, și pare că și-a recăpătat memoria. Spune, tu iubești profa noastră? Nu, ea în subsol m-a închis. Deci, el e cu noi. Unde sunt înregistrările? Ce? Nu am nimic. Caută bine buzunare. Într-adevăr. Voi mi l-ați dat! E o istorie lungă! Trebuie să-l trimitem la poliție! Ce să scriu pe el? De la elevii școlii de corecție pentru poliție? Cutie poștală pentru scrisori. În curând va veni poștașul și o va lua. Mergem! A fost foarte distractiv. Atenție! Pregătiți-vă pentru încă o lecție de chimie. Ia arată ce ai tu în telefon. Sarcina voastră e să faceți cât mai multe doze de medicament. Nu am înțeles! Ce fel de comportament este acesta? Liniște! Cum vă permiteți să ignorați profesorul? O să vă duc la crocodil! Nu mai sunteți profa noastră. Nici directorul nostru. Despre ce vorbiți?
mă sună telefonul. Alo? Concediată? Cum adică? Ce fel de poliție? Cum adică arestată? Ha? Poliția vă așteaptă în curte. Să mergem. Nu! Nu puteți proceda așa! Eu sunt directorul școlii! Mai mult nu! Sunteți concediată din cauza încălcării drepturilor copiilor! De asta mergeți la închisoare. Asta o să vă învețe să nu obișnuiți copiii. Stați un pic! Nu poate fi așa ceva! În curând vom avea o profă nouă. Sper să fie mai blândă. Dar eu sper că ea va lua crocodilii din cabinetul de biologie. În curând școala va deveni una obișnuită. Da, mai repede. V-a plăcut acest video? Dați like și abonați-vă! Pa, pa! Aceasta e o școală deosebită pentru elevii cu dificultăți în comportament. Priviți-l video. Priviți. Sarcina voastră? Sarcina voastră? Nu e de mintea voastră. Trebuie să... 1, 2, 3. În curând va veni poștașul și va o lua. Of!